A făcut din casa părintească o adevărată atracție turistică. Elena Lazarev, o femeie de afaceri din satul Vorniceni, raionul Strășeni, nu s-a gândit niciodată să plece pe alte meleaguri și a dorit încă din copilărie să găsească un simbol al satului natal. Pe un vârf de deal din satul Vorniceni se află casa părintească a Elenei Lazarev. Nu a vrut niciodată să plece de aici și spune că din copilărie și-a dorit să creeze un loc pitoresc atât pentru săteni cât și pentru turiști. Datorită că este ultima locație, să zic așa, din sat, este liniște, este ceea ce îi place unui turist. Am hotărât ca să deschidem aici un muzeu pe tradiții culturale locale. Plus valoare, vroiam pur și simplu să valorific loc părintesc, da, să zic așa. În curte are un muzeu. Această ușă a văzut-o pe la Săteni. E veche, însă cu un farmec aparte, spune femeia. Eu atunci zic la soțul meu, du-te rog și ceri ușa aceea, că tare mi-e dragă. Am muncit la ea vreo 2 săptămâni de zile, am renovat-o și iată ce vedeți. Multe exponate sunt moștenite de la părinți. Este un prosop a bunicii mele. Ea este din 1908, dar se lega mâinile la miri, da, când se cununau. Iar altele au fost donate de către săteni. Această roche este donată de o localnică din localitatea Vorniceni. A fost, să zic, doamna are, cred că 78 de ani. Inclusiv și buchetele și ceea ce vedeți dumneavoastră acolo sus, să zic, coronița. Chiar dacă inițial dorea doar un foișor în curte, într-un final a decis că e mai bine să fie un restaurant. Aici, femeia îi primește pe turiști cu brațele deschise. Băieții care au venit și au luat măsurările pentru ca să ne construiască acest foișor au cerut 15.000 de euro pentru a-l ridica. Și noi am zis că nu, atunci mergem pe latura ca să construim ceva util, ceva pentru locuitori și pentru, să zic, oaspeți, pentru turistul care calcă aici, ceva frumos, acoperit, ca să nu ne bată vântul și să putem activa și iarna și vară. Schimbările făcute în fosta gospodărie a părinților au fost destul de costisitoare. Elena Lazarev ne-a mărturisit că a fost nevoită să ia bani cu împrumut. Este o părticică și a donatorilor, dar în mare parte este suportul nostru. O parte de credite de la bănci, o parte de la rude, o parte de la persoane care dau împrumuturi, persoane indiferent. Deci este greu, dar sperăm că o să avem activitate și o să fie și, să zic așa, împlinită inima. Aici sunt organizate multe evenimente. Lumea se adună într-un amfiteatru tot de ea creată. Festivaluri, ca de obicei, practicăm diferite manifestații culturale, cum ar fi Crăciunul, același, nu să zic, Ziua Mamelor. Avem, nu știu, Festivalul Până de la Iepuri am avut aici.